intrat în prima săptămână din postul Crăciunului sau postul Bucuriei, dar mulți se întorc trici de la cumpărături și spun că este cel mai scump post din ultimii patru ani. Unele prețuri au crescut enorm. Conopida a înregistrat cea mai mare scumpire, dar nici cartofii, fasole, ori ciupercile nu au stat pe loc. Sunt majorări și în piețe și în restaurante. O mâncare aproape nelipsită din meniul de post este fasolea bătută cu ceapă caramelizată. În restaurant, o porție de 250 de grame se vinde cu 18 ,50 lei, cu 2-3 lei mai mult ca anul trecut. Lista continuă cu ciupercile foarte căutate și ele în post. Avem ghebe, avem hrib, avem pleurotus și legume. Avem ceapă, avem ardei, usturoi. Cam asta ar fi tocănița noastră. Este de post și este foarte gustoasă. O porție de tocăniță de ciuperci cu mămăliguță costă 49 de lei, dar, indiferent dacă masa este luată la restaurant sau gătită acasă, postul este mai scump. Piețele sunt pline de legume proaspete, fructe și cereale, în toate culorile, perfecte pentru meniurile de post. Oamenii cumpără însă cantități mai mici. Am căutat cu 2,50 lei o conopidă, nu cu 3 lei. Contează și aia 50 de bani. Într-una dintre cele mai mari piețe din Timișoara, o pungă de fasole roșie costă 12 lei, ceapa 3 lei, dovlecelul 4 lei, cartofii albi 2,50 lei și tot atât și varza. Fasole, cartofi, știu eu, spanac, ce găsim în piață mai avantajos? Potrivit Institutului Național de Statistică, fasolea uscată, ceapa, conopida, varza, cartofi, morcovi și salata verde sunt mai scumpe decât în 2018 de pildă. Conopida are un preț record cu 57% mai mare decât acum 4 ani. Fasolea uscată costă cu 23% mai mult, iar la cartofi prețul a crescut cu 17%. Apa s-a scumpit, curentul s-a scumpit, gazul s-a scumpit, la noi se udă cu curent. Acest fermier recunoaște că anul acesta a crescut prețurile cu 10% față de 2020 și cu 40% față de 2018. Toate prețurile, costurile au crescut și la noi ca să producem aceste mărfuri. Și atunci, în calitate de asta, o trebuie și noi să mărim prețul. Inflația care a dus la creșterea globală a prețului, combinată cu creșterea prețului la energie, au cel mai mare efect în creșterea prețului, atât la fructe, la legume, la alimente în special. Este și o veste bună pentru iubitorii de nuci. Miezul de nucă este sensibil mai ieftin decât în 2018. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.